Dispozitive de testare a alcoolemiei expirate fac parte din dotarea polițiștilor care profesează în cadrul Serviciului Poliției Rutiere Maramureș. Conducerea instituției nu cunoștea starea aparatelor etilotest, însă au demonstrat că această situație nu afectează rezultatul alcooltestului. Zelăoanii plătesc de câteva luni 4 lei pentru un bilet cu două călătorii față de 3 lei, cât era la începutul anului. Studenții care sunt la zi pe locuri bugetate plăteau 60 de lei, iar în acest sens conducerea Transurbis a cerut ca abonamentul să fie pentru toți elevii și studenții de 50 de lei. Din câte știu, biletele vor rămâne la același tarif, era vorba de unele modificări pe abonamente. Decizia a fost luată după ce Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, filiala Zalău, a cerut primăriei Zalău să acorde o reducere de 50% la abonamentele pentru transportul în comun.